Domnul primar, am văzut că ați participat ieri la conferința de alegere a doamnelor frumoase din PSD, iar pe parcursul conferinței am văzut că v-ați scos ceasul și n-am înțeles ce s-a întâmplat. S-a oprit timpul, v-a stat ceasul sau ați pornit cronometru într-o nouă etapă? Cronometru poate fi pornit pentru următoarele alegeri, mi-am reglat data, eram în altă zi cu ceasul și acesta a fost motivul. Poate un tic și, mă rog, inerent la astfel de... Eu am tradus prin atent... faptul că ați pornit o nouă etapă, mai ales la ce s-a întâmplat ieri acolo. Am văzut foarte multă lume, exact ceea ce și-ar dori toate partidele, și vorbim doar de o organizație din interiorul partidului, nu de tot partidul, și mă gândesc la faptul că în ultimul an, an trecut, practic a început să se vadă. Știm toți că erau nemulțumiți. Nu se vede la primărie. A început să se miște. Da, eu am crezut că ați început o nouă etapă și v-ați cronometrat acolo. Dacă vă referiți la campania electorală, ziceți că a început din prima zi, dar într-adevăr, în administrația publică este nevoie de un pic de răbdare. Astăzi avem în implementare proiecte de 100 de milioane de euro care se vor vedea în viitorul apropiat. Dar, așa cum a spus și alți colegi de-ai mei, cred că un mandat de 4 ani este puțin pentru a arăta cu adevărat ceea ce poți să faci. În primul mandat sau în primii 4 ani se pun bazele proiectelor viitoare, care cel puțin pentru cele de anvergură este nevoie de o perioadă mai mare de timp. Dar sunt convins că și în acest prim mandat vom arăta ceea ce am promis și ceea ce am zis botoșenilor că vom face și sunt convins că avem șansele pentru al doilea mandat și putem interpreta acest gest la care ați făcut dumneavoastră referire că am pornit cronometru pentru că se apropie acest moment de bilanț. Pe final, pentru că știu că vă grăbiți, sunteți așteptat la starea civilă, în afară de teatru Mihai Eminescu, care va cântări greu la candidatura dumneavoastră, faptul că ați reușit să-l repuneți pe final de execuție după atâția ani, să se mai aștepte botoșănenii atât cât mai este în mandatul ăsta și la alte surprize frumoase? Cred că următorul lucru care va conta pentru municipiul Botoșani va fi asfaltarea străzilor, pentru care avem etape avansate și va fi o surpriză plăcută. Vom avea zeci de kilometri de drumuri de la periferie asfaltate în municipiul Botoșani. Vom mai avea noi locuri de joacă, parcuri, zone verzi, reabilitare de clădiri, monument istoric. Ceea ce era necesar, iată, 30 de ani de la Revoluție și încă avem nevoie de asta. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!